Vorbim în continuare despre evenimente mult așteptate aici la Chișinău în luna septembrie și dacă mai adaug și cuvântul film, atunci cu siguranță știți despre ce vorbesc. Iată că zilele filmului românesc la Chișinău revin cu cea de-a 10-a ediție, însă ce proiecții vor putea fi vizionate în acest an? Aflăm în continuare de la Elena Taragan, PR Manager, zilele filmului românesc la Chișinău. Bună dimineața și bine ați venit aici la Tezaur TV. Mulțumim pentru că ați dat curs invitației noastre, pentru că noi suntem foarte curioși cu ce nou vine cea de-a 10-a ediție a Zilele Filmului Românesc. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație. Da, Zilele Filmului Românesc la Chișinău, așa cum ați menționat, se desfășoară pentru a 10-a oară și ne bucurăm să afirmăm acest lucru pentru că am început proiectul în 2015 și ne bucurăm că am dat dovadă de consecvență, continuitate și astăzi uite că avem așa o mică aniversare. Ei bine, vorbim nu doar de Chișinău, vorbim de alte 9 localități din țară. Este vorba, dacă la Chișinău vă așteptăm de pe 26 până pe 29 septembrie, timp de 4 zile, în același timp, în 26 septembrie vă așteptăm la Hâncești, în 27 septembrie la Nisporeni, în 28 septembrie la Călăraș, în 29 septembrie la Orhei, în 3 octombrie la Ungheni, în 4 octombrie la Florești, în 5-6 octombrie timp de 2 zile la Bălți, în 10 octombrie la Călăraș și în 12-30 octombrie, timp de 2 zile la Cahul. Dacă mă întrebați cu ce venim nou, eu vreau să menționez că întotdeauna fiecare ediție este de noutate, pentru că încercăm să prezentăm filme pe care nu le-am, ale căror proiecții nu le-am făcut anterior. Dar, de exemplu, avem secțiuni care sunt deja cunoscute de publicul care vine an de an și mă bucur să afirm acest lucru, că avem public fidel care umple sălile cinematografelor. Ei bine, în acest an, secțiunea Filme Noi, de exemplu, și bineînțeles că vorbim despre anul 2024 sau 2023. La această secțiune avem, cum am anunțat și noi deja, filme care sunt selectate la festivaluri precum, bineînțeles, Cannes, Veneția, Berlin. Sunt cineaști contemporani, dar care sunt foarte promițători și aduc multe surprize publicului cinefil. Vorbim, spre exemplu, de 3 km până la capătul lumii, realizat în 2024 de Emanuel Pârvu, care va fi prezent, este invitatul nostru. De asemenea, despre Familia, realizat de Călin Peternețer, unde Emanuel Pârvu, dacă anterior am zis că este regizor, va fi actor, este în calitate de actor pentru că el posedă ambele arte. Vorbim despre Anul nou care n-a fost, filmul lui Bogdan Mureșanu, care este un film, veți vedea, vorbește și despre comunism, dar mai conține și alte elemente foarte curioase. De asemenea, vorbim despre Săptămâna Mare, realizată de Andrei Con, și o avem ca invitată pe actrița Nicoleta Lefte. Vreau să menționez și voi continua imediat să vă spun noutățile, că proiecțiile vor fi însoțite de discuții, adică acea secțiune Q&A cu regizorii, unde veți putea veni să adresați întrebări, să clarificați anumite aspecte neelucidate, să înțelegeți care a fost cheia filmului și vreau să zic că secțiunea asta bucură foarte mult publicul autohton și chiar primim și pe online întrebări referitoare chiar și la titlul care uneori ne pune în derivă, să spunem așa. Dar, de asemenea, la Filme Noi, dar în tandem cu o secțiune nouă, deci nu doar Filme Noi, cum spuneam, în fiecare an avem Filme Noi, în corespondență cu anul în care se desfășoară ediția. Dar aici avem o secțiune nouă cu care sper să surprindem publicul. Este vorba de coproducții, adică filme realizate de regizori atât din Basarabia cât și din România, adică de pe ambele maluri de Prut. Noi ne-am dorit foarte mult când am lansat acest proiect în 2015 ca ZFR să promoveze, bineînțeles, filmul românesc, să-l facă mai asimilat de către publicul basarabean, să promoveze cultura română prin filmul românesc,
pe partea de distribuție și am reușit probabil acest lucru, dar ne-am dorit de asemenea să încurajăm coproducțiile, adică colaborările. Și uite că în acest an venim cu filme realizate, cum spuneam, de echipe de pe ambele maluri de Prut. Este vorba despre filmul Casa Neagră, este un scurt metraj realizat de regizorul Dumitru Grosei, care este și managerul festivalului. Uh-huh. Și este un film unde îi veți vedea pe actorii noștri, Anat Kachenko și Anatol Guzic. Publicul probabil îi cunoaște. Ei bine, fac niște roluri de excepție. Este un film scurt, cum spuneam, un scurt metraj, dar care prezintă o poveste foarte interesantă și veți vedea la final că va trebui să participați la desfășurarea acțiunii, adică să ghiciți ce se întâmplă în final. Are o intrigă foarte interesantă. Vorbim despre Orboy, realizat de Marian Crișan în 2023, și vorbim despre MMXX, care este filmul lui Cristi Puiu, de asemenea o coproducție Republica Moldova-România. Dar dacă am ajuns la Cristi Puiu, vreau să menționez și secțiunea Focus, pentru că în fiecare an avem această secțiune. Vă dați seama, după denumirea secțiunii, ne concentrăm pe un cineast. Și este vorba în acest an, invitatul nostru, și ne bucurăm foarte mult să-l avem pe Cristi Puiu alături de noi, pentru că este un nume de valoare în cinematografia românească contemporană, cu numeroase premii. Și în acest an, la această secțiune, prezentăm 3 filme Cristi Puiu, în diferite zile. Și cu Focus, cu, vă spun imediat despre ce film e vorba, mergem și la Cahul și la Bărți. Uh-huh. Ei bine, cum spuneam, MMXX reține acest titlu. Dar n-ai pentru... cum să nu le reții. Da, este și interesant, uh-huh, dar vă dați seama, este vorba un pic, intuim, da, pandemia, uh-huh, da? Și este un fenomen care, din păcate, societatea a trebuit să-i facă față, a trebuit să înfruntăm această surpriză, dar nu e chiar o surpriză, pentru că surpriza are conotație pozitivă, un șoc adevărat, mm-hmm, pentru societate. Și Cristi Puiu, ca întotdeauna, ne prezintă, el are așa o capacitate de a crea, de a altera tragicul cu comicul și de a însera umor chiar și atunci când avem situații foarte dramatice, dar un umor foarte fin, un umor care un pic ne revitalizează, dar în același timp este frumos pentru conceptul filmului, adică pentru acțiunea din film, că menține interesul privitorului. Intriga. Da, intriga. Da, este un film care, zic eu, filmele lui Cristi Puiu niciodată nu te plictisesc și acesta este un mare talent al unui regizor. Ei bine, la Cristi Puiu mai venim cu Marfa și Banii, realizat în 2001, și cu Moartea domnului Lăzărescu, realizat în 2005, un film foarte bine primit și cu care mergem, cum spuneam, în Cahul și Bălți, la secțiunea Focus. Uh-huh. Dar mai avem și multe alte surprize. Într-adevăr, ne-am propus ca ediția 10-a să fie pe potriva, adică să satisfacă public de diferită, cu diferite gusturi, de diferite categorii. Avem film pentru copii, avem film retro și așa mai departe. Mai ales dacă tot e o ediție aniversară, cu siguranță trebuia să vină această ediție cu foarte multe surprize la pachet. Dar toate aceste filme și toți acești cineaști au fost selectați după anumite criterii? La această întrebare nu vă pot răspunde, pentru că nu fac parte din jurul de selecție, mm-hmm, dar bineînțeles că sunt criterii la mijloc, pentru că asta ne-am propus ca ceea ce oferim să nu fie un divertisment facil. Avem foarte multe filme de divertisment care doar procură o recreere, dacă vreți, dar noi am vrut să vedem cu filme care sunt filme cult, care deja au devenit sau devin document de epocă și ne prezintă mentalitatea noastră românească, ceea ce ne particularizează. Și vrem ca prin asta, de ce nu, să educăm puțin publicul basarabean, dacă putem, uh-huh, să spunem acest lucru. Unde vom putea privi aceste filme aici la Chișinău? Vă așteptăm la Cineplex Loteanu și la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, uh-huh, pentru că acolo vom mai desfășura niște activități, dar de asemenea avem o activitate foarte interesantă.
Este vorba despre lansarea cărții, o lansare de carte, ceea ce ne bucură să realizăm în contextul atâtor proiecții și o lansare de carte. Este vorba despre istoria filmului, o introducere, volumul 1, și vă așteptăm la Cărturești pentru această lansare. Autorii ei sunt Kristin Thompson, David Bordwell și Jeff Smith. Vor fi prezenți, cum spuneam, dacă vor fi prezenți regizorii pentru acea secțiune întrebări-răspunsuri, va fi prezent aici Andrei Rus, care este coordonatorul traducerii, și va fi de asemenea prezent ca moderator Ionuț Mareș, care este ca moderator în alte activități pe care le vom desfășura. Ionuț Mareș, ne bucurăm de asemenea de prezența lui, este curatorul ZFR, de asemenea face critică de film și participă la selecții în diferite jurii la festivaluri. Și Andrei Rus este un critic de film foarte bun, probabil publicul cinefil îl cunoaște, realizează foarte multe activități, este și conferențiar, este universitar, este conferențiar universitar, este coordonatorul revistei Film Menu, care este o revistă importantă pentru că avem o cinematografie, să zicem așa, românească foarte vie, dar reviste mai puține, și poate ar trebui să încurajăm și critica de film și venim cu această lucrare. Mai ales că de mult în spațiul românesc nu apare o lucrare despre istoria filmului universal. Și iată toate aceste proiecții. Vor putea fi vizionate gratuit? Sau... Sigur, intrarea este liberă. Dacă îmi dați voi, am uitat să spun în localități unde mergem. E vorba de casele de cultură sau palatul de cultură în funcție de localitate. Și la Bălți vă așteptăm la Teatru Vasile Alexandrii, iar la Cahul la Teatru Bogdan Petrișei cu HD-ul. Bineînțeles, intrarea este liberă, ne-am propus să ajungem la cât mai mulți oameni cu diferite posibilități să cunoască filmul românesc. Dar e nevoie să facem o înregistrare prealabilă? Da, va fi cu rezervare pentru ca să monitorizăm un pic situația. Dar, cum spuneam, asta sper să... ca să facem față, pentru că, într-adevăr, ne-am convins de la edițiile anterioare, vine multă lume și noi vă așteptăm și la această ediție. Deci, a 10-a ediție și veți ajunge în 10 orașe din Republica Moldova. Cu Chișinău, 10, da. V-ați propus asta de la bun început sau e o coincidență? Nu chiar. Așa ne-am bucurat că ne-am extins și, da, nu m-am gândit la acest aspect. Ne bucurăm că e 10-10 și iată, venim și cu o secțiune nouă și da, sperăm să fie la fel de receptiv și publicul în orașele în care mergem, în afara Chișinăului. Deci avem secțiunile Focus, Retro, filme pentru copii, scurtmetraje studențești de arhivă, da? Pot să vă zic și despre asta, despre scurtmetrajele. Este un proiect foarte interesant, Arhiva Activă, pentru că aveți șansa să vedeți filme, lucrări de diplomă ale celor care au absolvit în anii 90, în acest an, pentru că Arhiva Activă a fost și în edițiile anterioare. Ei bine, la această secțiune, cum spuneam, vă dați seama, a fost vorba despre un proces de digitalizare, au scos filmele de cutii și le-au adus pe ecrane. Dar este o secțiune importantă pentru că, de regulă, nu este accesul atât de ușor la aceste filme și veți vedea începuturile sau primele încercări, dar nu sunt încercări, pentru că foarte multe filme din această secțiune care sunt, cum spuneam, lucrări de diplomă a celor care au absolvit, mulți dintre ei au ajuns nume importante, dar noi putem să vedem retrospectiv ce au făcut la început de cale. Dar vreau să vă zic că filmele acestea, chiar dacă sunt lucrări de diplomă și par așa că nu promit foarte mult, că sunt așa tatonări, dacă vreți, ei bine, multe dintre ele trădează deja viitorul creator, trădează viziune, trădează maturitate și vă invităm să vedeți. Eu cred că e un exercițiu curios. Așa, dar vă așteptăm cu mult, mult drag, început cu 26 septembrie. Da, 26 septembrie și toată aventura o încheiem la 13 octombrie, zilele filmului românesc, ediția 10-a. Despre secțiunea retro? Despre secțiunea retro. Aici avem generația 70. Vom prezenta filme, de exemplu, vreau chiar să le numesc, Apa ca un bivol negru, realizat în 1970. Este un film
Este un documentar, dar realizat atât de interesant că ai impresia că este un pic de ficțiune acolo, dar nu este un film vesel, nu este deloc vesel, veți vedea despre ce este vorba, pentru că este vorba despre o calamitate care s-a întâmplat în România și modul în care oamenii au gestionat situația, au încercat să-i facă față. Bazat pe fapte reale? Este un documentar, da. La el au lucrat mai mulți regizori, este vorba despre Andrei Cătălin Băleanu, Petre Bocor, Mircea Veroiu, Dan Pița. Tot de Mircea Veroiu și Dan Pița vă așteptăm la Nunta de piatră, realizat în 1971, și tot acest duet de regizori, să spun așa, au făcut Duhul Aurului. Recomand aceste filme pentru că veți vedea diferența, pentru că nu zic că este o diferență de calitate, da, dar veți vedea cum filmul s-a schimbat un pic și poate ce s-a schimbat în așteptările publicului, dacă vreți, dar filmul românesc din 70 rămâne un film de interes, pentru că, de exemplu, Nunta de piatră sunt ecranizări după nuvele de Agârbiceanu, da? Și el nu este atât de cunoscut, este un scriitor de secolul XIX, dar prin film reușim să venim și mai aproape de opera marilor noștri, dacă vreți, patrioți, că orice scriitor e un patriot și mare scriitor. Și de asemenea, ca să menționez așa, foarte bine primit a fost și secțiunea la edițiile anterioare, da? De exemplu, când am avut retro Liviu Ciulei, da? Și acolo am prezentat, bineînțeles, Pădurea Spânzuraților. Și uite, această, deci chemăm adolescenții ca să vadă, să compare un pic opera scrisă cu opera ecranizată. Și să vadă, filmele sunt de calitate și s-ar părea că, uite, e trecut, este anul 70, dar rămâne valabil că este un film care menține interesul privitorului. Vă spun sincer, ca amator. Ei bine, după toate aceste informații, puteți să rezervați un bilet. Eu, cu siguranță, mă bucur, mersi. Voi fi acolo neapărat, pentru că atât de multă intrigă ne-ați adus în această dimineață. Eu deja mă gândesc ce film vreau să-l vizionez, așa că voi fi neapărat acolo. Și îi invităm cu mare drag pe toți telespectatorii postului nostru de televiziune și nu doar, toți cei care ne privesc în această dimineață, vă așteptăm cu mult, mult drag. ZFR promite în acest an o ediție nemaipomenită, așa că neapărat trebuie să fiți acolo. Mulțumim foarte mult! Ca să fim în curs cu toate noutățile care se întâmplă, putem să acceptăm... Da, vizionați, vedeți pagina noastră de Facebook, Zilele Filmului Românesc la Chișinău. Acolo venim cu toată informația despre creăm și evenimentul, bineînțeles, și acolo veți putea vedea și cronici de film. Urmează să venim cu aceste materiale. Bineînțeles, dacă mai uită cineva data, reamintim, e 26-29 septembrie la Chișinău și vă așteptăm în număr cât mai mare. Eu cred că sala va fi plină ca și în fiecare an. Noi vă mulțumim mult pentru prezența în această dimineață și ne vedem la Zilele Filmului Românesc la Chișinău. Mulțumim, vă așteptăm! Dragi telespectatori, noi luăm o scurtă repriză de publicitate. Revenim, așa că rămâneți alături de noi!